ce este rigidizarea vânului palatin și cum te poate ajuta să reduci sforăitul. Bună, sunt Daniela Ionescu, medic ORL. Una dintre cauzele sforăitului este prezența unui văl palatin foarte moale, foarte hipoton. Vălul palatin este membrana care separă nasul de gât atunci când înghițim, pentru ca lichidele să nu se ducă spre nas. Dacă vălul palatin este foarte moale, el se lipește de peretele posterior atunci când ești culcat pe spate și vibrează când trece coloana de aer pe sub el, producând zgomotul, sforăitul. Rigidizarea vânului palatin se poate face în cabinet cu anestezie locală folosind radiofrecvența. Este o intervenție de 10 minute care îți poate ameliora semnificativ sfărăitul. Dacă sfărăi și ai această problemă, programează intervenția pe nopțiliniștite.ro.